O tânără șoferiță în vârstă de 18 ani a provocat un accident rutier în afara localității Pui, în care au fost implicate 4 autoturisme. Potrivit polițiștilor, tânăra a efectuat o depășire neregulamentară, acroșând alte autoturisme din sens opus. În urma impactului, o tânără a fost rănită și transportată la spitalul din Hațeg. Aseară, pompieri, polițiști și echipaje de ambulanță au fost solicitate să intervină în urma producerii unui accident rutier în care 4 autoturisme au fost implicate în afara localității Pui. Nerespectarea indicatoarelor rutiere a făcut ca o tânără de 18 ani să provoace acest accident, punând viața în pericol a mai multor persoane. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că o tânără în vârstă de 18 ani, în timp ce conducea un autovehicul pe drumul național 66, pe raza localității Pui, a efectuat o manevră neregulamentară de depășire într-o zonă în care această manevră nu este permisă de semnalizarea și de marcajul rutier. Prin urmare, a acroșat atât autovehiculul pe care îl depășea, dar și două alte autovehicule care circulau din sensul opus. În urma impactului, a rezultat avarierea autovehiculelor implicate, dar și rănirea ușoară a unei pasagere în vârstă de 18 ani aflată în autoturismul care a efectuat această manevră de depășire. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Victimele au fost asistate medical la locul evenimentului și ulterior una dintre acestea a fost transportată la spitalul din Hațeg pentru investigații suplimentare. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice de preîntâmpinare a izbucnirii incendiilor în astfel de cazuri și au acționat pentru sablarea carosabilului. Circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers.